Vă salut, dragii mei, sunt Doru Căstăian, metodist al Casei Corpului Didactic din Galați și pentru că ieri am avut o întâlnire extraordinară aici cu Mircea Iliescu, doctor al Universității Cambridge și cercetător acolo, cu Dan Voiculescu, profesor de fizică la Colegiul Național Costache Negri din Galați și cu Vlad Radu, proaspăt absolvent de liceu la Colegiul Național Vasile Alexandrii și tot proaspăt admis la Universitatea Oxford. Vă propun și o mică prezentare de carte de știință, pentru că despre asta am vorbit ieri. Despre știință, despre potențialul educațional al științei, despre ce poate face cu mintea și sufletul nostru știința, despre revelațiile pe care le produce. Am discutat și lucruri mai delicate. Ne-am întrebat dacă în momentul acesta facem știința așa cum trebuie în școala românească. Și pentru că ne dorim să ajutăm predarea unei științe de calitate în școala românească, dați-mi voie să vă prezint câteva apariții de carte de știință în România, la două edituri care au colecții importante de carte de știință, Humanitas și Publica. Primul volum pe care vreau să vi-l arăt este volumul lui Mario Livio, De ce? Ce ne stârnește curiozitatea? Volumul mult așteptat al profesorului Alexandru Babeș, care a fost profesor și lui Mircea Alminteri, Povestea creierului în căutarea celui mai complicat obiect din univers. Cartea laureatului Nobel Paul Nurse, ce este viața, 5 mari idei ale biologiei, un volum foarte bun introductiv în teoriile evoluției și teoriile moderne ale vieții. O carte ceva mai veche, însă o clasică a literaturii, o carte clasică a literaturii de popularizare științifică, Gena egoistă a lui Richard Dawkins. Iarăși o carte remarcabilă este cartea suedezului Sverker Johansson, Zorii limbajului, o recreere a istoriei timpurii a apariției limbajului, pentru că o știm deja cu toții, limbajul articulat, limbajul simbolic și combinatoric este una dintre mărcile cu adevărat originale ale speciei umane. Las la final două apariții monumentale, aș putea spune, nu mă feresc de termenul ăsta. Cartea lui Walter Isaacson de la Publica, Spărgătoarea de coduri, e vorba despre editare genetică și viitorul speciei umane, așa cum precizează coperta. Și nu în ultimul rând, ci poate chiar în primul, o apariție cu adevărat remarcabil în colecția de știință de la Humanitas, Richard Dawkins și Ian Wong, Povestea strămoșilor noștri, Pelerinaj la începuturile vieții, o frumusețe de carte minunat ilustrată și foarte comprehensivă în explicarea istoriei vieții pe Pământ. Eu vă mulțumesc și nu uitați că în mine și în colegii mei de la Casa Corpului Didactic din Galați aveți întotdeauna un sprijin și o călăuză pentru a descoperi știința și educația de calitate. Vă mulțumesc și ne vom revedea în curând cu alți invitați.